cu previziuni de creștere economice, creșteri demografice, asta e singura soluție. Deci, facem metrou la Cluj. Facem. Facem, dar... 100%. Cu bistoșință, dar păi la omitit ce n-avem noi, nu? Facem două, unul și pentru unguri. Dar pe unguracele primim în al nostru. Așa, bun! Deci facem, dar trebuie să avem grijă cum îl facem, pentru că știm bine, Clujul e oraș aglomerat, e înghesuit. Cum îl facem? Păi atunci nu mai facem metrou, atunci facem centimetrou. Eu v-am zis să nu-l chemăm, da? Voi nu și nu. Hai să-l facem cumva modular, dar separat. Cum vine asta? Adică în loc de un metrou jos, să fie mai multe autobuze sus. Pentru că de asta avem nevoie, de mai multe autobuze, mai tăiem de mașini și aia e super bine. Nu merge să-l facem la suprafață, că dacă nu-i subteran, nu-i metrou, nu-i zice metrou. Da, păi bine, dar așa și palatul telefonelor nu-i palat, e gen efectiv un bloc. E metrou și dacă e tramvai până în Florești. Da, asta era de mult. Altă chestiune pe care trebuie să o discutăm apropo de Florești. De unde și până unde face metroul? Ce? Hă? Da, și cum arată? Cum să arate? Metrou? Să arate, uite, așa ca un curtoș colac, nu. Dar interior să nu fie gol, să fie plin. Cu înghețată. Eu v-am zis să ne-l chemăm. Dar voi nu, nu, ca să vină. Cu bomboane. Fiți atenți. Deci, oricum am luat-o, trebuie să fim foarte atenți ca acest curtoș colaj să nu se intersecteze cu tunelurile dacice de sub Cluj. Sunt tuneluri dacice sub Cluj? Sunt. Dar astea sunt lucruri știute, sunt cunoscute. Toată lumea, cum, nu știați? Nu. Asta au zis Funar, toată lumea știe. E vecin cu mine. Mi-a sărit în balcon cu un prosop numai până aici, gol, bătea tot în geam și mi-a urla: tu știi că da, ce-ai inventat metroul? Dar astea sunt lucruri știute, oricum. Da. Altă chestiune la care trebuie să ne gândim. Unde merg oamenii care vor lua metroul? Păi unde să meargă? La aeroport? La București. La o cafea în centru. Și la Pantarez, să ducă gunoiul, facem și metrou marfar. La muncă. Oamenii care au metrou în Cluj îl iau ca să se ducă la muncă. La muncă, nu l-a întins mâna, da, da, da. Mâna care nu spune o poveste întinsă, nu, cu metrou. V-am zis că știe, trebuia să-l chemăm, l-am chemat. Ok, și haideți să stabilim o dată pentru totdeauna perioada cea mai bună în care să ne apucăm să facem metroul. Când să facem metroul? Când? Bă, vara, că e orașul mai gol. Vara, e mai gol, da. Îl faci vara, deranjezi Antoldu. A, să nu facem gălăgie să-i deranjezi. Atunci e iarna, că atunci iarna e ziua de lucru mai scurtă. Păi da, și pământul e bognă, înghețat, nu poți lucra nimic. Bognă. Primăvara, numai puțin. Nu. E, nu? Noroi. Toamna, noroi. Primăvara, noroi. Extraordinar. Deci nu avem când să facem metrou. Nu, nu, trebuie să mai așteptăm un pic. Eu zic să așteptăm să apară niște anotimpuri noi. E posibil? Pe cu încălzirea asta globală, ci că din 4 se fac 8-9. Da, am zis și eu, am citit cercetători. Și că mai scrie Vivaldi 4 anotimpuri. Oh, atunci l-așteptăm peste asta, apară oficial. Bun! Cel mai mult. Deci am concluzionat. Ca să facem metroul în Cluj, așteptăm alte anotimpuri când se poate lucra. Da. Ok, s-a stabilit. Da? Rămâne așa? Rămâne așa? Domnilor, mi se pare că am făcut astăzi o ședință extraordinară. Am făcut treabă bună, consider că am muncit destul. Hai să mergem la... Mi-a scris inspectoratul, ci că au un aparat de citit gânduri acum.